Mult așteptata magistrală de metrou din drumul Taberei nu se bucură de succesul așteptat. La un an de la inaugurarea tronsonului, bucureștenii evită în continuare să folosească transportul subteran. În medie, doar 10.000 de călători folosesc într-o zi această rută. Numărul acesta este chiar și de 10 ori mai mic față de numărul călătorilor de pe magistrala Bercen-Pipera. În ciuda faptului că M5 este cea mai modernă linie de metrou, bucureștenii preferă să se deplaseze cu propriile mijloace de transport. Statistica întocmită la solicitarea Metrorex a arătat că în cazul magistralei drumul Taberei au fost înregistrate 8.593 de validări pe zi în iulie și 7.399 pe zi în august. Inițial se credea că numărul scăzut de călători a fost cauzat de perioada concediilor, dar și de pandemia COVID-19, însă mulți locuitori din zona drumul Taberei preferă să se deplaseze cu propriul automobil, cu taxiul sau cu ride-sharing. În unele cazuri, angajații firmelor au avut posibilitatea să lucreze de acasă, ceea ce a redus drastic frecvența utilizării mijloacelor de transport în comun. Astfel, din cele 5 magistrale din capitală, M5 este cea mai puțin circulată. Chiar dacă inaugurarea a avut loc acum un an, magistrala nu este finalizată. În prezent există restricții de circulație între stațiile Academia Militară și Răzoare, care vor fi ridicate în luna noiembrie. În plus, Curtea de Apel București a amânat decizia după ce a fost depusă o contestație legată de proiectarea secțiunii centrale a magistralei 5 și anume tronsonul Eroilor 2 Iancului. Călătorii evită singura magistrală construită de la zero după Revoluție și pentru că trenurile circulă la intervale de 12 minute, din cauza numărului mic de garnituri disponibile. Reprezentanții Metrorex au promis că 13 trenuri noi vor fi livrate și puse în circulație în luna decembrie a anului viitor.